grupul de Facebook Microfonul Liber. Eu, Oleg Brega de la București, și cu Oleg Adrian Vlad de la Berlin. Microfonul Liber e un proiect al Asociației Hyde Park, iar Oleg e cel care insistă să facem acest proiect și în mediul virtual. Altă dată, mulți ani, îl făceam în parc, în grădina publică Ștefan cel Mare. Pentru azi, Oleg ne propune să discutăm despre optimism, despre zâmbet și despre râs. În ce sens, Oleg, te preocupă râsul azi, acum? Că ai ieșit soarele și de asta? Eu n-aș spune că mă râd, dar vreau să spun că de ce, știi cum am amintit un banc, cred că vorbea, a fost un stăpân care făcea vin permanent. Nu știu, limba română cu el, gin sau vin, dar spun în două variante, că cum vreți așa și-au primit. Și ei făceau una pentru, așa eu numeau vinul și ala, pentru oameni, așa care vin oaspeți, așa ei preferați, care rudi și așa, și unul care la vânzare, eu numeau pentru râsul. Și când ai spus că am vorbit despre, vorbim despre râs, am amintit de bancul ăsta. Și odată el primește pe ficior și zice, Ian, tu ce înveți și anii adă-ni, dar au venit niște rudi la dânsul și îmi spune, așa adă-ni niște gin. Dar ficior s-a dus în beș și strig din acolo, tata, care gin să-i aduc, așa pentru oameni sau pentru râsuri? Ai înțeles? Am înțeles, da. Deci tu în ce sens vrei? Să vorbim despre oameni care sunt de râsul lumii? Sau despre râsul așa, ca fenomen. Da, despre zâmbit, despre optimism, cum și ai zis, despre tărșală. Că știi că eu când câteodată mai sunt cazuri niște, eu nu pot zâmbi sau râde, eu încep a tărși ca o canilă, mai ales când intră într-un metro și acolo foarte multe minuni se fac într-o clipă și nici nu dovedești să înțelegi și s-a făcut, dar încep de a mă râde. Da. Păi hai, deci, explică, în ce sens? Deci, este direct nauca, învățătură, știință, cum da. Știință, care lucrează anume asupra râsului, asupra înțelegea pentru... Pentru... Cum se numește, Oleg, asta? Pentru a cerceta... Для изучения, pentru, cum se numește în limba română? Da, pentru cercetarea științifică a râsului. Da, știința râsului. Căroce, învățați, o hotărât că pe pământ numai trei variante de persoane jii care pot să râdă. Prima variantă, asta omul, a doua, asta e munița, adică toți care vin de la muniță și muniță în direct. Și buzgani, numai că buzgani nu se aud din motivul că ei cu ultrazvucul. E că ai știut că buzgani se râd, mai Oleg. No. Te închepă el când se uită la cașcaval și începe a zâmbi. Am prins. Da. Și este, asta e dovedit deja. Și cei mai veseli oameni, asta din Cuba, că când cubințe, și în Australia, da. Dar cei mai triști și cei mai care nu se râd, asta în Scandinavia, adică, da, așa e dovedit. Dar ei nu au fost la noi în Moldova ca să mai fac și aici cercetare, să vadă, poate că noi moldoveni mai veseli decât cubinți. Așa e, Oleg? Mai ales că ne dorim. Din statistici mi-amintesc că și Moldova sau România era în topurile optimismului și a mulțumirii, satisfacției față de viață. Da, păi, stai. România și s-ar putea să fie și isteric și disperat. Unii poate să râdă de frică chiar. Asta e cam e trist dacă de frică te râzi. Dar cum poți de frică să te râzi, a? Lămurești, Oleg. Nu știu, eu, mie îmi pare că zâmbetul e, de fapt, e un gest agresiv când îți arăți dinții, îți arăți armele cu care poți să te aperi. Exact. Deci, mi se pare că râsul, zâmbetul a pornit de la grimasa asta agresivă când erai atacat, pus în pericol și îți arătai armele.
Măi, Alec, tu cum începi? Spun tot de la grei să uiși. Iasă că omul, tu știi că o dovedit învățații că copilul să râde 400 de ori, 300 de ori pe zi, dar om care matur geamul 15 ori pe zi, dar cu așa gând cum tu ai, tu arci odată în zi, așa e, Oleg? Na, Tu râd uneori, zâmbesc, dar chiar am auzit că face bine să râzi în hohote pentru că îți ventilezi plămânii. Scoți Da, aerul din da. plămâni și e foarte rău când aerul rămâne nemișcat, nescos, neventilat acolo în plămâni. Deci trebuie să facem ori exerciții fizice ca să iasă aerul din plămâni sau să râdem. Da, învățați-o dovedit că când omul se râde, 300 de mușchi, eu mă gândesc corect, zic mușchi, da? Se răslăghesc, adică împreună cu diafragma, adică cu Păi gize nu cred care că mușchii răspunde. ce se relaxează. Anume sunt antrenați pentru râs, pentru zâmbet. Și din diafragmă, și din jurul plămânilor, pieptul, burta și pe față. Când schițăm un zâmbet, tot se acționează foarte mulți mușchi. Deci ei nu se relaxează, dar chiar se implică în gestul râsului și al Nu, plane zâmbetului. și datorită la ce că omul se râde, lucrează teți mușchi și asta e bine pentru organism, adică asta, adică se eliberează tot adrenalina, tot Exact, și dis. dacă nu facem exercițiul ăsta, mușchii ce se atrofiază. Iată, eu de mai mult de o lună sunt cu mâna în gips și dacă nu fac mișcări, noaptea mă trezesc pe la jumătate de noapte și mă trezesc cu mâna umflată și cu mușchii atrofiați. Aveam până dincolo de cot pus gipsul și când mi l-a Deci te-ai scos peste palit 3 sau săptămâni... fi? Da, am căzut de pe role. Și când după 3 săptămâni mi-au scos gipsul de la mână, nu puteam să dezdoi mâna din cot. Deci totul era atrofiat, totul era anchilozat, ce înseamnă 3 săptămâni să nu faci mișcare cu mâna. Foarte greu am restabilit Dar n-ai mișcarea asta. încercat spirit? N-ajută pentru că eram în gips, asta zic. Deci degeaba lucrau mușchii diafragmei a feței și tot așa, dacă mâna nu lucra. Deci cu toți mușchii trebuie să lucrăm, inclusiv cu mușchiul minții trebuie să lucrăm în continuu, că altfel se atrofiază. Altfel mușchii ce cred că gata, ești pregătit să mori și chiar ajungi să mori. Iaca, am început de râs, dar mă începem de plâns, de moarte. Da, dar știi că Oleg. la prohod, la petrecerea mortului se fac glume, conocării, se fac chiar tot felul de scamatorii cu corpul, cu cadavrul mortului. Pentru ce? Nu știu, probabil ca să nu-i pară rău că a plecat din lumea asta, sau invers, Da, să-i pară rău. unde Există asta? În chiar un care cimitir popor? în România, la Săpânța, unde și epitafele, inscripțiile cele de pe morminte sunt în glumă. Să-i dea lume să joacă. Da, dar tu știi, ia ca învățați dovedit că când omul se râde, asta e ca 15 minute la antrenare de sport. Ravna, se egalizează zâmbitul, hohotul, cum te-l numești, așa și acolo învățați. Când omul așa se târșește, cum eu o numesc, asta înseamnă 15 minute au făcut el ca când în fizic au fost la antrenare. Tu știi, da? Ai auzit de asta. Pot să-mi imaginez, Și da, și despre sex spune același lucru. Deci dacă nu faci sex și nu râzi, ar trebui măcar sport să faci în viață, ca să nu mori. adică să faci sex și stirit sau și Asta ar fi, da, ar fi minunat, ar înlocui nu sportul și ai face o treabă nu? bună, te-ai menține în viață. Oleg, tu mă faci am un hohăt, dar cum poți să faci sex și stirit? Asta e și eu nici nu mă închip cu așa. Mai poți să Tu le cum faci pe pui rând, nu tu? toate odată. Poți să le faci pe rând. Păi, parechea mea n-a spui că Oleg o nebunit, nu? Da, dar nu s-a întâmplat Asta să e faci Oleg. sex relaxat și cu zâmbet. Trebuie neapărat să o faci încruntat, cu mutră gravă. Eu mă gândesc că și al care se ocupă cu sex, el nu are mutră gravă, el alte are mutră, dar nu gravă și E de cercetat fenomenul, poate altă dată o să vorbim și despre asta. Dar acum vezi că ai problemă cu conexiunea, ți-e slab semnalul acolo în Germania.
Dacă ai 3G, dacă ai Wi-Fi, încearcă să restabilești conexiunea, altfel. Iată acum. Da, Acum, acum. acum măcar te aud, da. Da, asta, pur și simplu, am ușa prins, deschid și plească, nu tot permanent. Nu știu, și încă o dovedit că când omul se ride, Oleșca, e că tu am utile răzdeșie, ea îmi spune. Pentru că Wi-Fi-ul și nici 3G-ul, nici 5G-ul nu circulă pe fereastră. Dai seama, n-are nevoie de fereastră deschisă ca să meargă mai bine. A, Aerul, o, da, eu tu. aerul curat, dacă ai aer curat, la mine la București aerul e foarte poluat. E cea mai poluată capitală din lume a fost săptămâna trecută. Așa Deci e. n-are rost să deschizi, mai ales noaptea când toți ard tot felul de combustibil Eu mă periculos, gândesc că toxic. în Berlin N-are rost să tot nu deschizi geamul, prind. dar ziua când e curat, în weekend când nu prea circulă transportul, are rost să deschizi geamul ca să aerisească și să prelungești viața și sănătatea. Înseamnă Dar dacă eu pentru deschid Wi-Fi, pentru fereastra la mine. 5G, pentru alte semnale radio, nu contează dacă fereastra e închisă sau deschisă. A. Mulțumesc că ne-ai spus, dar am crezut că e foarte mult contează și permanent deschidem fereastra să intre mai multe antene. Bine că n-ai pornit și Au. ventilatorul ca să faci curent. Mai Ce bine ajută tâmpie, dacă mai. bagi modemul în priză. Și o dovedit când omul se ride, la dânsul față, mimica, adică e mai, cum să spune, nu, fața nu se lasă în jos când îmbătrânești repede, înțelegi? Cum smărșin minșe, cum în limba română mărșină spune, așa. Riduri nu Când. apar sau nu ai foarte multe riduri, ori dacă ai riduri, ai numai în jurul ochilor, așa, riduri de râs. Da? De anul ce n-am eu un rit de râs sau de plâns, nu? Na, tu ești tânăr, îți permiți, uitați-vă la mine. Riduri de 50 de ani, vedeți? Nu vedeți, înseamnă că am fost destul de optimistic. Așa e. Dar tu, ultima dată când ți-ai râs? Adineauri m-am mai uitat la niște clipuri și m-am umflat râsul. Așa e. Dar tu când singur filmezi, nu ai multe de râsuri acolo. Când începe a spune niște o istorie cu primăria, când auzi începe a râde cum parcă oameni normali, diplomați, lucrează într-o organizație de stat, dar fac niște lucruri de care pot să te râți în hohote, în trei mari, în trăit. Eu mai degrabă trăiesc adrenalină, mă enervez, mă revolt decât râd de faptele lor. Dar da, am auzit că unii se uită la clipurile mele ca să se distreze. Da? Apoi eu permanent când mă aud la clipuri, că nu mă mai distrez. Mai ales când mă aud singur pe mine. Când aud limba română a mea, vaccine total, eu mă distrez. Lasă că e bună limba ta română. Acum că ești gastarbeiter în Deutschland, ai și o scuză. Da. Ai, bun. Dar tu știi, eu încă și eu dovedit învățați că omul care permanent se râde, care e optimist, apoi el nu îmbătrânește repede. Ce spui de asta? Măi, mie nu-mi surâde să mor tânăr, dar da, am auzit că te ajută atitudinea optimistă față de viață. Și tu încă și poți spune. Iar că toată informația care am primit eu din toate cele alalți care am ascultat despre gâdeleală, despre, nu, și cotcă, da? Despre zâmbet, da, și încă un fapt, că învățați o convins că râsul nu trebuie să fie cu deasâlă făcut, că aici ala e râs care cu deasâlă și care merge automat, asta două variante râsul de altfel, adică când tu începi a scula din pașa, nu mă învățați, au zis că tu trebuie să strășești, apoi asta e, nu-i de sănătate râsul ăsta. Numai așa la râs de sănătate care e adevărat râs. Mai înțeles? Da, când vine din minte râsul e plăcut, e sănătos, când vine de la gâdilit, pentru mine e enervant și nu răspund, dar avertizez pe toată lumea care e în preajma mea când mă gâdil foarte repede și nu răspund pentru faptele mele dacă mă gâdil, poți să te trezești cu vânătaie sub ochi și o să fiu în Așa legitimă și eu. apărare. Da, eu tot nu-mi că mă gândesc, eu încep mă nerva. Dar păi asta nu-i plăcut, pur și simplu. Da. Și Adică eu... te nervează. Exact, și nu-ți Adică. poți controla gesturile, faci Dar chestii
Dar eu chiar pot controla, numai vreau să mă scol și să dau o palmă în bot ca să Ca încetează. să-l oprești, da, ca să oprești omul care te gâdelă. Dar tu știi că chiar au fost în vechimea, ca chinii când ai zis, că am în viitor vreau să vorbesc despre tema asta, dar în vechime au fost pedeapsă, un fel de asta cu gâdileală, special că se scoate oarecare informație din om. N-ai auzit Metodă de de asta? tortură. Da, nu mă mir. E posibil să fi torturat oamenii cu gâdelit. Iancă. Și, dar erau și cazuri, asta de-am am citit la, cum se spune, prin diferite istorie am citit, dar dacă nu mă greșesc, am citit chiar și la Sherlock Holmes, că luau, adică niște pristupnici, cum în limba română se numește, Infractori, criminaliști, da? criminali. Infractori? Infractori sau criminali, numai că vezi că Ah, Sherlock Holmes fractori. n-a scris nimic, el e personaj inventat. Nu, adică, da, eu pur și simplu spun, am citit cărțile lui, nu a lui, dar Despre cui el, scriitorul. da? Arthur Conan Doyle parcă le-a scris. Da, despre Arthur Conan Doyle. Și acolo este un caz când pe o femeie, căruia el lua, țânsura, cu dânsă, numai pe bogați femei țânsura, și gâdile pe dânsă la moarte, îmbrăca într-o prostire, ude, începea gâdilie, și când murie, a putut, dar înainte de a face, el trebuie să scrie pe dânsul tot moștenirea și el a murit, fată, femeie și așa cu a doua și cu a treia și deja o rudă de la a patrulea a zis, eu mă duc. Alo? Alo? Oleg are Da, am auzit, rezistatori. eu A nu știu deschis ce a cineva spus. ușa, s-a uitat și a închis la loc. Aha. Și poate să închid fereastră, poate Nu ne spre încurcă răspund. fereastra, stai liniștit. Crezi că îi deranjez? Nu vorbește așa de tare. Alo, Barunca? Alo? Alo? Ai un minut. Dar nu Eu știu ce făcea el la gestul ăla cu trebuie mâna. să mă duc de apă. Oleg, dacă avea nevoie, ar fi intrat și ar fi întrebat. Dacă n-are nevoie, lasă-l să se ducă. Îi explic pentru cine nu înțelege, Oleg nu vede deloc și de aceea trebuie să Nu, meargă să se pur și ducă. simplu am avut azi un accident pe care am stat într-un număr cu 8 persoane și asta și cu 8 persoane, adică, și au venit la o oară de 4, au venit o persoană și au început să, dar că la mine a fost dublu bed, dublu pat, tu știi, așa, cu două iarusuri. Eu la primul ierus, el la doilea ierus. Tu înțelegi ce spun, da? Și Da, el a cu început două la ora niveluri, pat cu 4. două niveluri. Deci Da, stai și la el un a pus, hostel, probabil. niște, da, în hostel, ia, a pus niște colțuni asupra capului meu, a pus multe, vreo două, trei scurți și eu când începem, mă ridicam, eu parcă eram în colibă deja. Și tot puterea marihuane, a țigărete, nu știu, a niște murdării de stradă. Și eu am zis, te rog frumos, eu nu sunt, cum să spune, ea neabează, nu sunt, cum să Obligat spune, să-ți neabează. miros ții ciorapii, da. Ia, eu nu trebuie să miros total tot ce tu ai pus aici, este pentru asta un dulap. Și el a început să ragă pe mine și a fost un mare scandal. Și eu am zis, ok, eu mă duc, dar eu tare mult am vrut să mă duc de la odaie și de mult și mă rugam la reception și spuneam, hai te rog, schimbă-mă pe mine în altă comnată, că acolo este una care cu astmă și el permanent se nedușe. Dar eu n-am documente lui astma asta sau tuberculoză, înțelegi pe mine? Și cam au fost în dubii, dar eu a zis că nu, stai grijă, asta e astma, la 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 bla bla bla. Și azi, totuși după scandalul ăsta, sau pe dânsă, sau pe mine, trebuie eu să schimb din comnată, din odaie. Și eu am zis că eu vreau să mă duc de și adică ne-am compus nie că nu vreau și ne-a dat alt cu o cameră cu 4 persoane, dar acum nu-i nimeni. Și am crezut că tamam că au venit să mă întrebim ceva în privința la cazul și al care a fost din noapte. De atât și am reacționat așa, înțelesem, da?
Da, și ce-o zis? Era legat de caz de azi noapte? O, eu mă gândesc că el a fost housekeeping, așa la care controlează dacă e curat în numerele, în odaiele. Așa Da, mă nu gândesc mi-am că dat el. seama. Părea chiar și vizitator, că avea căciulul pe cap. Nu știu dacă era cineva angajat de acolo. Nu, nu, nu. Dacă era și vizitator, el nu era absent în cameră. Adică el trebuie să Da, mai ieși. sunt unii mai puțin educați. Acela cu ciorapii de unde era? Din ce țară? Ei vorbea în limba germană, el, Totuși dar jălcată, cam. da? Da, dar pe acolo la mine și italieni erau așa la care cu astma și, dar unul dintre ei și tot din Spania, dar el noapte striga, e că tu dormi și într-un mijlocul de noapte, el începe a urla, știi, odată am răbdat a doua oară și eu tare iubesc, eu limba engleză nu prea știu, dar eu iubesc numai un cuvânt, slip, 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 un tertiș, un atâta. Eu am spus lui că în limba germană că nu e normal că acum, după ora 23, toți trebuie să doarmă, adică nu trebuie să urli, nu trebuie să aprinzi telefonul, nu trebuie să... Că este hostel pentru 8 persoane, oamenii vin și eu ce am observat e că acești oameni care permanent stau într-un hostel, adică sunt camere aici care pentru permanenți, oameni care vor... Pentru lungă durată timp, da? Dar sunt care pur și simplu că azi au venit, poi mâine îți duci și înțelegi, pe scurt timp. Și eu am fost într-o cameră și cu lung timp, dar acolo e tăț, așa știi cum să spun, unul a dus friciurniță. Știi ce înseamnă friciurniță? Nu. Asta unde prăjești cartofi frie, și poți să prăjești niște carni pe dânsul. Și eu îi spun, măi, pentru 8 persoane, dacă tu începi a face, a coașe ceva, ești e catastrofă, catastrofă. Și nu există între dânsi oarecare prietenie, nimeni cu nimeni nu vorbește, nimeni la nimeni nu zică. El, dacă iese, el pălește în un scaun, în masă, nu-și cer iertare. În total, este o extraordinară, e caine, totală educație. Numai așa, adică la mine când eu permanent eram în alt hostel, tot în comnata unde pentru lungă durată timp, dar apoi acolo când vineau la mine, adică apoi eu conduceam cu a cameră și de tot cât în primul am fost. Și fiecare vreți și șef, înțelegi, Oleg, dar eu cam nu m-am simțit pe mine între pacinioni, înțelegi cum? Eu Deci iubesc 8, tot. 8 oameni era capacitatea întreaga hotelului sau într-o cameră 8 oameni? Într-o cameră. Ah, ok. Dar ce nu Într-o găsești cameră. un cămin, ceva, o gazdă sau Oleg, ceva? uite, Sau e pentru că foarte scump? eu am găsit o gazdă cu 2500 de euro, dar eu am zis cu așa bani eu pot să mă duc la mine acasă și să ne dea numai și nevanie așa bani ca să mai șad în Germania. Cu mare Dar și bucurie. numai atât de scumpe camere găsești, și hostelul e mai ieftin, cât dai pe lună? A, eu îți lămuresc. Uite, tu în Germania nu poți să-ți găsești ții apartamentul fără ca să nu-i dai documente de unde tu ai bani, cât tu primești într-o lună, și tu trebuie să plătești, cum se Și spune, tu n-ai în impozite, perioadă. da, dar tu n-ai venituri stabile și nici oficiale. Adică eu nici nu pot să-ți spun, nu pot să spun că azi eu ia ca să ies în oraș să-mi câștig un euro. Eu nu pot să-mi da nie asta Pune atunci. garantat. Că eu sunt om sănătos la cap. Da, și de atâtea apartamente nu se dau. Așa e, tu trebuie să dai și dintr-o parte. În perioadă, dojen ca aucțion să-i plătești, adică tu plătești pentru două sau 3 luni înainte, de pildă, dacă costă 600 Nu, de avans și euro. garanție, nu aucțion. Ok, clar, în Da, România e tot nu așa. aucțion, ca aucțion. Nu, nu. Da, garanția asta tu o numești și știi care pentru zapor ce imuștество, este și toată slucită. Tu Da, asta da, o da. numești garanție, da? Da, Bine. gaj. Și nu am găsit numai persoana asta cu 2500 care era așa de amabil și a zis că ok, eu nu eu.
de la tine nică, dar pot să-ți propun așa variante, adică fără documente, fără nică, pentru zbada proste. Dar aici în hostel, deci am încheiat contractul cu reception, adică că vara, primăvara începe turismul foarte mult în Berlin și începe a costa 45-50 de euro. 100 de euro costa când a fost Prime la LGBT, costa 100 de euro. Tot închipui o singură pat pentru 8 persoane, 100 de euro costa. Dar catastrofa era. Dar aici ne Prețuri ofertiu. variabile, da, nu stabile. Da, erau variabile, da, dar ei ne-au propus 300 de euro pe lună, adică pentru un pat. Deci iese Adică 10 euro fiecare. pe zi, cum ar veni. Da. Nu, dar eu a zis că înspre, cum se spune, de pildă dacă cu 8 persoane asta câte 300, cu 4 persoane asta 400, cu 5, cu 2, sau aceia care tot cu 4 persoane, dar mai lungă și mai gros, mai proaspăt, bolită ca abșirna comnată, cum se numește Mai în largă, română, da. Mai mai mică. largă, 500 de euro. Eu Și acum plătești am cu plătit, avans? nu, fără avans. Deci Plătești plătești. odată în lună Ah, ok, bun. 300 de euro, dar fiindcă eu acum am intrat la 4 persoane, ei nu mă întreabă nici eu nu îi spun nici că asta a fost accident. Eu mă gândesc că asta un fel de scuzare. În timp de o lună deja n-a sunat eu de la mine de nou 100 bani, în dar plus, am înțeles. da, în viitor trebuie să o întreb, că poți să nu știe că eu ca porcul Să șerc rămâi și dator, da. e că de atâta s-a început tete problema asta. Da. E, cum se spune, când omul vine în altă țară, eu am avut, am văzut a tău video cu fata și sau și la băieți, cine asta a fost, nu prea am înțeles, care s-au pierdut în Polșa, în Polonia, în Varșava, și nu știe unde se află, e cam bolnavă mentală, așa mă gândesc. Asta era o fată, da? Nu, un băiat, Igor. Dar eu nici nu țin minte, pur și simplu, că latinitarii sunt mulți de aceste variante și o dus pe dânsul acasă totuși înapoi. Da, acum e în sat, plânge că e frig, că nu vor să-l instituționalizeze, n-are cu ce face focul, că nu-l ajută primărie. Am pus în legătură cu Ministerul Protecției Sociale și au promis că-l ajută. N-am mai sunat de atunci, sper că e bine. Dar el e singur, trăiește sau Da, cineva? da. Singur. Dar cum faci singur să trăiască și n-are rude deloc? Are o soră, dar are viața ei. Am înțeles. Am avut un caz, tot ne-a sunat un băiat mie, de la Moldova, tot, și ne-a spus, Oleg, dar cum, ia că eu tot vreau la Germania să ajung. Cum să mă duc, că odată am fost la Polșa și el a încheiat contract cu hala de carne, unde împarți carne. Dacă ai auzit așa lucru, că unde găinile sunt și tu pui areche aparte, cum se numește asta? La abator, probabil, sau la fabrică de Da. pui. Și el a zis acolo era foarte fric, nu e, și acolo pe contract spune că el numai, adică în parte pune la mașina aceea, și dacă când a venit acolo, îl pune o și să târie, și ca hamal să știe, și când nu avea lucru la carne, îl trimiteau la carton, adică dintr-un lucrător care special, care trebuie să știe pregătit după contract pentru carne, au fost ca crăznorobotci, cum se numește în limba română. Muncitor necalificat, cred. Da, Bun la și toate el. muncile. Da, și atunci el când o zis că nu vrea pe dânsul lua, ca când, asta după cuvintele lui, l-a zvârlit din acolo și el a rămas pe drumuri la Polonia și n-avea unde să doarmă și dormi pe scaune și de ghe, cu greu o ajuns la țară, la noi înapoi. Și eu am zis, măi, la Germania, ca și în toate țările, nimeni nu te așteaptă. Tu dacă vii, trebuie să te învârtești, trebuie ceva să faci ca să poți exista. Nicăieri nu este ghinie, nicăieri. Tu, ia că eu, cum să spun, eu când în țara mea sunt, eu măcar sunt protejat, că eu am casa mea, că eu trăiesc acolo și bolnav, nu bolnav, da, e casa mea.
și am ungherii meu, da? Și chiar dacă n-a să-l plătesc, lasă că statul după moarte să-mi iei, de pildă, apartamentul, de pildă, da? Da, e casa mea, dar aici când tu vii peste hotare, tu trebuie permanent să te gândești, să te scoli. Așa, eu trebuie să plătesc cazare, eu trebuie să plătesc mâncare, eu trebuie să plătesc asta, 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 asta. Și permanent trebuie, banii, banii, banii. Și clar lucru că Moldova banii unii, noi aici vorbim, ia, dau 300 de euro, dar vă știți, pentru țara noastră 300 de euro, asta e foarte mult, Oleg, asta 6.000 de lei. Asta e un buhalter la noi primește 300 de euro, eu sunt corect? De acord, și aici la București cred că găsești o garsonieră cu 300 de euro, probabil și la Chișinău, una mai centrală așa, deci da, cam astea sunt prețurile. Eu când la Iași am trăit, eu vreau să-ți spun, tot la o pensiune, că ei hostele o numesc pensiune, nu o numesc hostel cum noi o numim, da, pensiune, da, corect, Oleg, da? Da, s-ar Și, putea să fie același lucru, da. tot am ajuns la o pensiune și acolo niște oameni zis, administratorul zis, Oleg, dar nu trebuie să plătești, hai trăiește aici cât vrei, dar lasă că nu mai plăti. Dar eu am zis, nu pot eu așa, zic, sau voi îmi dați voi să-mi plătesc atât cât trebuie, sau eu mă duc de aici, că eu nu iubesc să știu, adică, pe gâtul cuiva. Eu, tu înțelegi, Oleg, eu corect am procedat sau nu? Nu știu, dacă oamenii au vrut să-ți facă un bine, nu văd de ce ai refuzat, dar Hai. bine, Da, asta eu e nu cred în principial, ai binele vrut să ăsta. fii independent, să nu fii la mila lor. Da. Am fost, știi, când lumina cheltuie apa, dar eu foarte mult, aleg cheltuie apa. Foarte mult. Eu De ce nu parcă ești sunt mai găină. econom? De ce cheltui multă apă? Dar nu știa că eu când mă duc în duș, parcă pe o minută și mă apucă un râs și șed acolo o oră. Adică nu-mi place când vine apa pe mine. Am încercat în bazin să mă duc. Dar în bazin te impun să vii cu persoana care e cu tine, înțelegi cum e să tem să te prinească. Am cumpărat odată abonament. Acolo e tot apă caldă, te duci și poți să noți acolo toată ziua. Dar e oricum te impun să aduci pe cineva cu tine. Dar cine ați duc cu mine la bazin? Da, urât, dar știi să înoți? Nu! De atât, ei tot m-au întrebat dacă știu, dar chiar dacă era să știu, eu și nu văd oricum pot să not. E cam, eu știi, nu mă pot să not ca toporaș în jos. Așa, dar nu-mi place. Păi dacă Da. bazinul nu e adânc, nu văd de ce nu te-ar fi lăsat. Nu, acolo e adânc. Acolo e adânc. Acolo pentru copii e un metru și ceva, un metru și jumătate, dar pentru mături 2 metri și mai sus, până la 3 metri. Ajung. Oho, urât, da, 3 metri periculos. 4. După ei stai profesionali și bazin. Este nu-i prost acolo. Se numește Olimp bazinul. Tu îți dai seama. Înseamnă acolo fac olimpiade. Eu așa mă gândesc. Toate sporturi care vin turiști. Adică toate grupurile care vin cu sport la bazin. Este și așa sport. Plavanie, da? Apoi toți adică se duc la bazinul ăsta. Oleg, m-am bucurat să te văd, să te aud. Am discutat Dar nu te-ai despre zâmbit? toate. Cum nu? Am zâmbit, a fost Ai zâmbit. minunat, da. Dacă ai chef să discuți despre zâmbet și râs, înseamnă că nu-i chiar rău la tine. Și m-am bucurat. Da. Da, păi asta e. Dacă eu, colegi, că vă propun să zâmbiți foarte mult, adică și nu cu desâla, să zâmbiți, că așa la râsul cu desâla, el e mai mult seamnă să mă iartă așa la care este nebun din dur, că asta e cam boala de a nu se face, când omul se rede din frică. Și Oleg ne-a zis, asta e un simptom din prima dată. Eu chiar să mă duc la internet și să mă uit, chiar este când omul se rede din frică. Asta e pe mine. Asta. Era un caz la mine, tot așa, un fel de râs nervos când eu am prins o șoară în parc. Tu ții minte, Oleg? Da. Că tare iubea, eu tare am zis că vreau să prind o șoară și să văd cine mai mult să trăiască, eu sau e. Dar eu și pe urmă am dat-o pe dânsă la asta ian. M-am dus la veterinar și el a zis să-i dau voie că n-a să trăiască dacă a să o țin.
și i-am dat voie. Adică, dar el era pui, eu nu mă gândesc că el a rămas viu, dar tare m-am bucurat atunci. Dar Așa să-i m-am dai voie să plieresc ca... zboare sau să-i dai voie să rămână la veterinar? Nu, el a zis să-i pun pe copac undeva. A, și să o lași să El zboare. a zis că este de a trăi șoara asta, măcar în mâinile omului, el era psoiei, da. E n-a să trăiască. În primul rând că e mititel și în al doilea rând, posibil că e mama să vii așa sau ei, dar el nu. O zis că din 100%, 20% că mama vine înapoi și al ei. Fiindcă păsări numai, adică numai hulupi, unii dintre păsări care nu aruncă copii de tăți, dacă tu atingi pui, ei mai mult nu o să apropie. Ei și găini, adică, da, asta de am domestici păsări. Dar ea auzi de asta, că dacă tu iei un pui sălbatic de pasăre, pasărea și ei urmă la zvârli pe dânsul, nu-l recunoaște. E, nu știu, nu cred că e chiar așa, dar posibil că suntem, că e alt miros străin și nu mai recunosc puiul. Da, și sărmanul puiul moare sub copac. El își a zvârli pe dânsul din cui. Bun, Oleșca, dorim la tăți un zâmbet frumos. Și dacă n-ai și adăuga, tu știi că Venghria totuși cu desăla au fost impusă să accepte la Ucraina ajutorul și pe 4 ani, așa am înțeles, au acceptat pe 50 de miliarde de lei, de euro, mă gândesc, au fost a să fiu dat, a să fiu transmis ca ajutor la Ucraina, adică fiecare an câte 50 de ani. De la Vengria o Uniunea cerut. Europeană, da, dar nu a mai fost obligată Ungaria, ci doar a fost avertizată că dacă nu vrea să susțină, votul ăsta s-ar putea să fie lipsită de dreptul de vot, să invocă nu știu ce articolul 7 din convenție și Ungaria nu o să mai primească nici bani, nici drept de vot. Ia că așa și-au zis și care de la... Eu ascult America, dacă tu ai auzit așa, Golos America, ai auzit? Da, Vocea Americii sau Europa Vocea Americii, Liberă. da. Eu a zis și точно не direct nu se zice că a fost întâmpinat Ungaria cu aceste chestii, dar ei se gândesc, așa și au zis, mă dumăm că все-таки было предупреждение сделано о том, что если они не подпишут этот договор, то придется им, как говорится, применять какую-то другую меру пресечения по отношению к Венгрии. Adică și înainte, dacă îi propuneau la Ungaria să scoată niște sancțiile sau niște care au opus pe Ungaria Eurosoyuz din motivul că ei nu accepta multe din cele ce au vrut să facă pentru Ucraina, atunci încă propuneau că dacă ei accepte ajutorul ăsta, apoi a să-i scoată. Dar mai nici asta nu i-au propus. Au zis că sau o faci sau nu o faci. Și pe Da, 4 pentru ani. că sancțiunile aplicate Ungariei nu era pentru că nu semnează pentru Ucraina, ci pentru că încălca drepturile omului, pentru că persecuta partidele, pentru că închidea ONG-uri, mass media Da, pentru liberă că și tot așa. înainte Eurosoyuz, Uniunea Europeană, i-a propus că dacă ei accepte ajutorul la Ucraina, apoi își scoate, așa ieri am auzit de la vocea mea, își scoate sancțiile astea. Și Ungaria oricum nu au vrut. Au zis că nu. Nu accepte. Dar acum deja au acceptat chiar și fără de acele ca să-i scoată sancțiile și așa mai departe. Pe 4 ani, câte 50 de miliarde de euro pentru fiecare an, noi o să avem deja protejată Ucraina cu armele și posibil că datorită Ucrainei și noi o să ieșim în pace. Așa e, Oleg? Da, sper și eu și mă bucur că Uniunea Europeană acordă ajutor. Am înțeles că și Germania individual mai dă 7 miliarde și poate și Statele Unite ale Americii, Suedia, alte țări mai bogate o să Da, ajute Ucraina și sperăm că războiul se termine. Uniunea Europeană a zis, noi am acceptat ajutorul la Ucraina din partea Uniunii Europene, dar rugăm și America să implică și tot să-i ajute, nu numai să vorbească că vrea să-i ajute, dar nu-i ajută. Adică așa o păcercnuli, cum se numește în limba română? Au Păcercnuli, o accentuat, semnat, au subliniat. o acceptat, da. Asta e. Bun, mă bucur că v-am auzit
Și până la sâmbătă, o duminică viitoare. Oleg, dar de ce noi nu putem să facem acum din nou în parc microfonul liber? Eu totuși nu înțeleg. Noi nu avem membrii noștri din High Park care să iasă acolo cu lozincă și ei sau ce? Sunt unii care au mai rămas în Chișinău, dar nu mai fac, pentru că sunt o grămadă de alte activități, fac tot felul de proteste ale opoziției, fel de fel de provocatori, filoruși. Vreo 2 ani a fost pandemie, după aceea război și de asta am renunțat la microfonul liber în parc, pentru că avem rețele sociale și oamenii au acces la tribună de exprimare, nu prea mai au nevoie să se ducă într-un parc ca să vorbească la microfonul liber. Aleg, dar tu nu te-ai gândit să-i propunem la oameni ca să facem un fel de microfon liber, adică Curaj TV să aibă studiul lui în oraș, în Chișinău, adică și oamenii să vină acolo sau asta e imposibil, așa o idee. Din aceleași motive nu prea este nevoie să aibă Curaj TV sau Hyde Park sediu undeva. Acum toată lumea e virtuală, toată lumea e pe internet. Și de că Pro TV au studiile lor, de pildă, Jurnal Pro TV TV e are. business, Jurnal TV e business, e afacere media, dar noi suntem un ONG, un grup neformal de cetățeni care promovează anumite idei. Pe bază de voluntariat, noi nu avem buget, nu avem bani, pe când Pro TV, Jurnal TV cheltuie milioane anual. Da, dar noi avem grup de voluntari. Noi, de când să facem o discuție împreună cu voluntari în grup, ca să Nu vezi că rezolvăm grupul de situația. voluntari nu se întrunește lunar la adunarea obligatorie Hyde Park? Crezi că o să-i poți obliga să facă altceva mai mult de atât? Nu, tu n-ai înțeles. Am vrut să. Noi avem grup voluntari din oameni normali, adică nu care membri, cu rugăminte cineva să. Adică să conducă cu microfonul liber în parc. Asta am avut în vedere. Dacă Să-i membrii propunem. Hyde Park nu se implică, tu crezi că o să se implice voluntarii? Tu Urmărește vezi, câte activități, când s-a dacă eu publicat eram ceva ultima oară în grupul de voluntari? Poftim? Când ai văzut ceva publicat ultima oară în grupul de voluntari? Eu când am avut internet, oleacă acolo mă încurcam și publicam în grup de voluntari cei ce nu trebuie, cei ce trebuie pentru High Park și am rugat tine să mă scoți din grupul și altă mă încurcam. Acum nu mă încurc, pot să mă Ok. adaug și la grupul și ala. Dar trebuie de făcut ceva, că e greu, e rău că un om din sat poate că nu are internet. Poate nu a plătit amuia bani și ar fi bine să vii și să spui și la microfon cum. Da, omul din sat, dacă n-are internet, o să vină la Chișinău în parc să vorbească. Nu eu ca când, dar tu nu-ți minți cum femeia ieșe din sat vine la Chișinău numai la protest ca să participe cu noi împreună, că Pentru o avea singură femeie, problemă. nu cred că merită să facem microfonul liber în parc. De la Călăraș care a fost. E venit la procuratură cu mine, cu tine ne ducem la protest, dacă ți-ai minte. Vineau oameni din toate raioanele. Iată și Nicolae Petrovici de la Trinca, 200 și ceva de kilometri de la Iedines până la Chișinău, vrea să ajungă, dar să se lămurească cu Maia Sandu, cu prim-ministru și tot așa. Ce nevoie are el să vină la microfonul liber? M-a sunat, am vorbit, l-am înregistrat, acum toată lumea știe părerea lui despre ce se întâmplă la Trinca. Da, de ce e acolo? Nu-i procuratura la dâns și la Iedinț, la acolo și tot Este, este dar el procuratura. zice că e incompetentă sau coruptă. Am înțeles. În orice caz, am înțeles, dar doresc să pa cineva ascultă pe noi și cineva vrea să, din voluntarii noștri permanenți, să accepte și să ducă la microfonul liber să conducă în parc. Și dacă are de gând și vrea să asiste ca membru de High Park, poate să adreseze la Oleg Brega și noi a să punem propunerea asta în grup și a să votăm și cu mare plăcere a strânge membrii de High Park în grupul nostru. Așa e, Oleșca? Așa e, Oleșca. Doritori. Și doritoare, da. Ah, da, și doritoare. Bun, Bun. mulțumesc. Un weekend fain. Noroc. Ciao!